Prezentăm în această lecție un prim test de algebră pentru elevii clasa 12-a, recomandat pentru clasele de la filiera tehnologică. Dă se dă legea de compoziție, asterix sau steluță, definit pe r ori r cu valor în r, dată de legea x operat cu y egal cu xy plus x plus y. Și avem 9 cerințe. Prima cerință, pentru toată lumea, calculați 2 operat cu 3. Deci la prima cerință este să calculăm 2 operat cu 3. Este de fapt un exercițiu de obișnuință, să zicem, cu înlocuirea corespunzătoare în expresia din legea de compoziție. X operat cu Y înseamnă prima parte mulțită, obișnuit, operația de mulțire cunoscută, X ori Y, plus a doua, prima parte adunată cu a doua parte. Deci, xy, în cazul nostru, prima parte este 2, înmulțit cu 3, a doua parte, apoi plus x plus y, adică plus prima parte, în cazul nostru 2, plus a doua parte 3. Și efectuăm aceste calcule în mulțimea numerelor reale. 2 ori 3, 6, plus 2 plus 5, 2 plus 3 este 5, egal cu 11 și am rezolvat în felul acesta primul exercițiu sau am dat răspunsul la prima cerință. Trecem la a doua cerință, 2. Să se arate că mulțimea g egală cu minus 1 plus infinit este parte stabilă a lui R în raport cu legea de compoziție asterix. Așadar, mulțimea g, care este un interval din mulțimea numărilor reale, să arătăm că este parte stabilă. Pentru aceasta, va trebui să arătăm că, bineînțeles, G este inclus în R, este submulțimea numărilor reale, trebuie să arătăm că, oricare ar fi două elemente, X și Y, aparținând lui G, să rezulte de aici că și X operat cu Y aparține de asemenea lui G. Explicit, oricare ar fi x și y aparținând intervalului minus 1 plus infinit, să rezulte că și x operat cu y se află tot în același interval, minus 1 plus infinit. Vom porni de la datele problemei și aici datele problemei înseamnă xy aparține lui minus 1 plus infinit. Deci x aparține lui minus 1 plus infinit. Urmărim deci o judecată, un stil de gândire sintetic, pornind de la partea stângă, de la ceea ce presupunem. Deci oricare ar fi x minus 1 plus infinit și y de asemenea din minus 1 plus infinit, vom transforma această propoziție care invocă o relație de partenență într-o relație de ordine. Ce înseamnă că x aparține minus 1 plus infinit? Înseamnă că x este mai mare decât minus 1. Și de aici mai încolo, că x plus 1, trecem pe minus 1 în partea stângă, s-a schimbat, x plus 1 mai mare decât 0. Căci compararea cu 0 ne creează mai multe oportunități de demonstrație. Același lucru și pentru y aparține minus 1 plus infinit, deci y mai mare decât minus 1 și, bineînțeles, y plus 1 este mai mare decât 0. Și acum, având în vedere că avem o cantitate pozitivă pe x plus 1, dar și y plus 1 este de asemenea pozitiv, vom apela la produsul acestor două cantități, x plus 1 și respectiv y plus 1, pentru că și produsul lor este plus cu plus, nu-i așa, este pozitiv. Deci rezultă de aici că x plus 1 pe lângă y plus 1 este de asemenea pozitiv. Am apelat la produs și din motivul că prin
calculul care vom face, respectiv vom desface parantezele, efectuăm produsul, ajungem și la xy pe care îl regăsim în legea de compoziție, xy plus x plus y. Deci continuăm cu încredere. Rezultă, efectuăm produsul, xy plus x or 1, deci plus x, plus y or 1, plus y, plus 1 este mai mare decât 0. Și acum, dacă urmărim legea de compoziție xy plus x plus y și expresia din membru stâng al inegalității la care am ajuns, observăm că ne-am apropiat de legea de compoziție. Respectiv, parte din expresia din membru stâng, adică xy plus x plus y, este tocmai, iată, expresia legii de compoziție. Fapt pentru care, pentru a avea în partea stângă doar xy plus x plus y, vom aduna pe minus 1 în ambii membri. Sau pur și simplu pe unul trecem dincolo cu sens schimbat. Deci rezultă de aici xy plus x plus y este mai mare decât minus 1. Ori xy plus x plus y este tocmai x operat cu y. Rezultă în continuare că x operat cu y este mai mare decât minus 1. Și acum revenind la relația de apartenență, rezultă că x operat cu y aparține intervalului minus 1 plus infinit, care, bineînțeles, este egal cu g. Și acum, dacă subliniem de unde am pornit, xy aparține minus 1 plus infinit, și unde am ajuns, respectiv x operat cu y aparține minus 1 plus infinit, adică lui g, atunci rezultă, într-adevăr, g este egal parte stabilă a lui R în raport cu operația invocată, asterix. În felul acesta am răspuns și celei de-a doua cerințe, 2. Trecem mai departe la următoarea cerință, 3. Să se arate că x operat cu y este egal cu x plus 1 pe lângă y plus 1 minus 1, oricare ar fi xy aparținând lui R. Să rescriem legea de compoziție în forma ei inițială și ne propunem să demonstrăm noua relație ce se dorește a fi echivalentă cu prima. Pentru aceasta, cum spuneam, pornim de la vechea formă a legii de compoziție, adică xy plus x plus y, și încercăm să ajungem, alegem această metodă, să ajungem la expresia propusă. Este egal mai departe, iată, încercăm să formăm cele două paranteze, de aceea în primii doi, din primii doi termeni vom da factor comun pe x, iată, pe lângă y plus 1 plus y. Apoi judecăm un artificiu de calcul de așa manieră încât să putem da în a doua fază factor comun pe y plus 1. Nu avem 1, de aceea vom scrie x pe lângă y plus 1 plus y plus 1. Nu am avut 1, deci îl și scădem pe 1. Egal mai departe. Iată, am creat această oportunitate de a da factor comun acum pe y plus 1. Facem acest lucru. Deci y plus 1 pe lângă x plus 1. Preferăm să scriem în față x plus 1. Și, bineînțeles, minus 1. Și în felul acesta se adeverește faptul că x operat cu y, într-adevăr, este egal cu x plus 1 pe lângă y plus 1 minus 1. Ceea ce putem spune în continuare este faptul că, la toate rezolvările ulterioare, putem să folosim această nouă formă prin care este dată legea de compoziție. Și, în mod sigur, ea va fi mult mai utilă. Mai departe, cerința numărul 4. Așadar, am dat răspunsul anterior pentru cerința de la numărul 3. Demonstrați că G împreună cu steluță
formează o structură algebrică de grup comutativ. Să afișăm această cerință, iată. Deci, este un grup comutativ. Pentru aceasta trebuie respectate axiomele grupului. Prima axioma grupului este asociativitatea. Deci, asociativitatea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oricare ar fi x, y și z, trei elemente din G, anunțăm faptul că legea Asterix este bine definită pe G, s-a demonstrat asta prin faptul că G egal cu minus 1 plus infinit este o parte stabilă. Deci, revenim la asociativitate. Oricare ar fi x, y și z, aparține lui G, trebuie să fie respectată relația x operat cu y, operat cu z, în această asociere, este egal cu, sau este același lucru, cu x operat cu y, operat cu z, în această formă de asociere. Demonstrația, exercițiul în sine, este mai mult o chestiune de organizare a lucrului. Iată, propunem următoarea strategie. Să notăm primul membru cu 1 roman, al doilea cu 2 roman. De asemenea, paranteza din primul membru o vom nota cu alfa și paranteza din al doilea membru cu beta. Și începem cu exprimarea lui 1 roman, apoi a lui 2 roman și comparăm rezultatele. 1 roman este egal cu, așa cum am notat, este alfa operat cu z. Egal cu, și acum putem aplica fie legea inițială, fie legea propusă la exercițiu 3 și demonstrată la cerința de la 3. Preferăm aceasta pe care am încadrat-o să o folosim. Spuneam că poate fi ceva mai elegantă și mai rapidă. Iată, alfa operat cu z, conform acestei forme a legii de compoziție, este alfa plus 1, prima parte plus 1, a doua parte plus 1, deci pe lângă z plus 1, minus 1. Și acum explicităm pe alfa, este egal cu, vom folosi acum o paranteză dreaptă, alfa înseamnă x operat cu y, conform acestei legi de compoziție este tocmai x plus 1, pe lângă y plus 1, minus 1, am scris alfa până în prezent, apoi plus 1, deci plus 1, închidem paranteza dreaptă, pe lângă z plus 1, minus 1, egal cu, bineînțeles, vom reduce termenii asemenea în paranteza dreaptă și renunțăm la paranteza dreaptă și obținem x plus 1, pe lângă y plus 1, pe lângă, iată, z plus 1, minus 1, o formă pe care o considerăm convenabilă, rezonabilă, pentru a fi comparat pe urmă cu rezultatul de la 2 roman. Urmează 2 roman, egal cu, conform propunerii noastre, este x operat cu beta, folosim aceeași lege de compoziție, a doua, forma a ei, prima paranteză este x plus 1, deci prima parte plus 1, și apoi a doua parte plus 1, deci pe lângă beta plus 1, minus 1, egal cu, respectăm aceste etape pentru a nu greși, avem x plus 1, pe lângă, urmează să explicităm pe beta, deci vom folosi o paranteză dreaptă, beta înseamnă y operat cu z, conform acestei legi de compoziție, acestei forme, avem y plus 1 pe lângă a doua parte plus 1, z plus 1, minus 1, până în prezent am scris beta, minus, adică plus 1, plus 1, am avut y plus 1, deci beta plus 1, și bineînțeles minus 1. Din ultima parte. Este egal mai departe și aici vom reduce 1 cu minus 1 și obținem x plus 1 pe lângă y plus 1
pe lângă z plus 1 și, bineînțeles, minus 1. Din cele două rezultate vom scrie 1 egal cu 2. Rezultă, bineînțeles, că asterix este într-adevăr asociativă. Deci prima proprietate este respectată. Am debarasat și continuăm cu a doua axioma grupului, element neutru. Vom scrie corect cerința, respectiv axioma element neutru, adică ne punem problema dacă există, deci iată cu semn de întrebare, dacă există un E aparținând lui G, readucem aminte, G este egal cu minus 1 plus infinit, paranteză rotundă. Deci, revenim, există un E aparținând lui C, astfel încât, în raport cu acest element, oricare ar fi un X aparținând lui C, să avem că X operat cu E este egal cu E operat cu X și este egal cu X, adică lasă elementul neschimbat. Având în vedere că legea, bineînțeles, este și comutativă, întrucât, iată, și la prima formă a legii se poate vedea clar, legea de compoziție se exprimă sub formă de sumă și produs, ceea ce înseamnă că este o expresie simetrică, comutativitatea este în felul acesta evidentă. Fapt pentru care alegem una dintre egalități, adică ne concentrăm atenția asupra ecuației X operat cu E egal cu X, acolo unde necunoscuta este, desigur, E. Pe E trebuie să punem în evidență. Aplicăm legea de compoziție, din nou ne folosim de a doua formă, deci aceasta va fi echivalentă cu X operat cu E este egal cu X plus 1, este echivalent cu X plus 1, pe lângă E plus 1, minus 1, este egal cu X. Ceea ce dorim să realizăm este să mutăm totul în partea stângă și să construim un produs egalat cu 0, de unde vom trage concluziile ce se impun. Este echivalent mai departe, deci trecem totul în partea stângă, X plus 1 pe lângă E plus 1, minus 1 minus X, preferăm să scriem minus X minus 1, egal cu 0. Apoi minus x minus 1 vom da factor comun pe minus pe lângă x plus 1, tocmai pentru a putea da factor comun pe x plus 1, deci va fi echivalent cu, mărim un pic ritmul, dăm factor comun pe x plus 1, pe lângă e plus 1, minus 1. Este egal cu 0. Continuăm, este echivalent cu x plus 1 pe lângă e, întrucât aici avem 1 minus 1. Deci pe lângă e este egal cu 0. Avem un produs de doi factori egalat cu 0. De aici vom interpreta în continuare rezultatul în felul următor. Rezultă că, într-adevăr, există un e care este egal cu 0, deci pentru E egal cu 0, produsul este 0 oricare ar fi X aparținând lui G. Deci există E egal cu 0 oricare ar fi X pentru care este adevărată egalitatea oricare ar fi X aparținând lui G. Iar E egal cu 0 pentru care produsul este 0 oricare ar fi X, adică elementul neutru, este element neutru întrucât este mai mare decât minus 1, deci E este egal cu 0, aparține lui G. Trebuie să ne asigurăm că elementul E care l-am găsit se află neapărat în G, se află în minus 1 plus infinit. Așadar, elementul neutru acestei legi este E egal cu 0. Și trecem acum la următoarea axioma grupului. Până în prezent avem un monoid, chiar un monoid comutativ, să vedem dacă este și un grup.
Deci element, proprietatea element simetric. Înțelegem prin această scriere element simetric, anume că toate elementele din minus 1 plus infinit sunt simetrizabile. Asta vrem să demonstrăm sau să cercetăm. Vom scrie axioma aceasta, a treia axioma grupului. Deci începem de data asta cu cuantificatorul logic oricare. Deci oricare x aparținând lui G, pentru acest x ne punem problema dacă există, și aici este semnul de întrebare, un x prim notat în felul acesta aparținând tot lui G, astfel încât x operat cu x prim să fie egal cu x prim operat cu x și să conducă la E, la elementul neutru, în cazul nostru la 0, pe care îl scriem efectiv. Vom folosi și aici una din calități, deci ne concentrăm asupra lui x operat cu x prim, să vedem dacă există un x prim, astfel încât această operație să fie 0. Este echivalent mai departe. Dezvoltăm după legea de compoziție, aceeași pe care am folosit-o până în prezent, x plus 1 pe lângă x prim plus 1 minus 1 este egal cu 0. Este echivalent în continuare. Cheia rezolvării este dată de posibilitatea de a găsi un x prim în G cu această proprietate. Deci, primul lucru care îl facem, propunem să-l exprimăm pe x prim plus 1, această expresie care conține pe x prim. Deci este echivalent în continuare cu x plus 1 mai întâi, pe lângă x prim plus 1, egal cu 1. De data aceasta trimitem în partea dreaptă. Este echivalent mai departe, sau de aici rezultă că x prim plus 1 este egal cu 1 supra x plus 1. Ce am făcut? Am împărțit cu x plus 1. Atragem atenția asupra faptului că x plus 1 este diferit de 0, întrucât x aparține lui minus 1 plus infinit deschis la stânga. Deci x neputând fi egal cu minus 1, prima paranteză este diferită de 0, am împărțit în felul acesta cu ea și ne continuăm drumul spre aflarea lui x prim. Deci rezultă mai departe, x prim este egal cu 1 supra x plus 1, minus 1, rezultă x prim este egal mai departe, scriem sub forma unei singure fracții, aducem la numitor comun, amplificăm aici cu x plus 1, desigur, atenție la semn, numitorul comun este x plus 1, iar la numărător avem 1 minus x minus 1, este egal mai departe cu minus x supra x plus 1. Acum, singura problemă care trebuie să mai demonstrăm este ca x prim, să vedem dacă x prim, în condițiile în care x aparține lui G, adică aparține lui minus 1 plus infinit, să vedem dacă și x prim aparține acestei mulțimi. În această zonă vom face verificarea, iată, elementul simetric pe care l-am obținut, minus x supra x plus 1, să încercăm să vedem dacă este mai mare decât minus 1. Mai întâi facem observația că x, a cărui simetric este x prim, x este din G. Deci dacă x este mai mare ca minus 1, în aceste condiții lucrăm, ceea ce înseamnă că, dacă x mai mare ca minus 1, înseamnă că x plus 1 este mai mare decât 0. Deci numitorul din inegalitatea de mai sus, minus x supra x plus 1, numitorul este un număr pozitiv. Vom înmulți atunci cu x plus 1 acest număr pozitiv și sensul inegalității rămâne neschimbat. Rezultă, după înmulțire cu x plus 1, că minus x, iată, se elimină numitorul, mai mare decât minus 1 mulțit cu x plus 1, adică minus x minus 1. Rezultă de aici, rezultă mai departe, după reducerea x, că 0 mai mare decât minus 1, ceea ce este adevărat. Ori asta înseamnă că x prim într-adevăr aparține lui G.
Și deci, proprietatea element simetric este satisfăcută. Având în vedere că G este un grup având cele trei proprietăți satisfăcute și comutativitatea este, desigur, asigurată, atunci am demonstrat că G împreună cu Asterix formează un grup comutativ. Am debarasat și răspundem la exercițiu sau cerința numărul 5. Dacă H este egal cu minus 1 plus infinit închis la stânga, atunci H cu steluță este un grup. Deci să rescriem datele probleme. Iată mulțimea H. Și, bineînțeles, întrebarea propusă. Dacă H împreună cu legea de compoziție Asterix este într-adevăr un grup. Problema este focalizată pe elementul simetric. Desigur, pentru H egal cu minus 1 plus infinit sunt valabile axiomele 1 și 2, respectiv asociativitatea și elementul neutru. Singura problemă este la elementul simetric pe care, iată, îl rescriem. X' în aceeași formă se prezintă ca și minus x supra x plus 1. Aceasta este formula legii elementului simetric sau formula elementului simetric. Ori această formulă este valabilă doar pentru x, deci pentru x diferit de minus 1, căci x plus 1 apare la numitor și trebuie să fie diferit de 0. Ce înseamnă acest lucru? Minus 1 nu are simetric. Deși minus 1 aparține lui H, întrucât H este minus 1 inclusiv minus 1 plus infinit. Acest lucru înseamnă că toate elementele, mai puțin minus 1, sunt simetrizabile, dar proprietatea în sine nu este satisfăcută din cauza unui singur element care nu respectă regula, și anume minus 1. În felul acesta, H împreună cu Asterix, doar datorită acestui element minus 1 care nu are simetric, este diferit de un grup. Și putem trece acum la următoarea cerință. Am răspuns deci la cerința numărul 5, trecem acum la 6. Să se rezolve în H ecuația x operat cu 1 este egal cu x. Să scriem această cerință rapid. Deci x operat cu 1 este egal cu x, aceasta este ecuația propusă, bineînțeles, în H. X operat cu 1, conform legii, înseamnă x plus 1, deci x plus 1 pe lângă y plus 1, adică partea a doua plus 1, deci 1 plus 1 este egal cu x. Minus 1 este egal cu x. Deci minus 1 este egal cu x. Este echivalent mai departe cu 2 pe lângă x plus 1. Trecem pe x în partea stângă cu sex schimbat. Minus x minus 1 este egal cu 0. Continuăm. Echivalent cu, avem aici 2x plus 2 minus x minus 1 și este egal cu 0. Continuăm. 2x minus x este x. 2 minus 1 este plus 1, egal cu 0. Și rezultă x este egal cu minus 1. Minus 1 aparține lui H. H este intervalul închis la stânga. Deci înseamnă că soluția este mulțimea formată din elementul minus 1. Repet, soluția în H este minus 1. Am răspuns în felul acesta la cerința 6, trecem acum la 7. Printr-un procedeu oarecare găsiți AB aparținând lui R minus Q, astfel încât A operat cu B să aparțină lui Q. Deci să scriem cerința, iată, AB aparținând lui R minus Q înseamnă AB, să găsim două numere AB care sunt iraționale, R minus Q,
astfel încât totuși operația a operat cu B, deci rezultatul operației să aparțină lui Q. Rezultatul să fie deci un număr rațional. Pentru aceasta vom exprima pe A operat cu B. Acesta este egal cu, conform legii de compoziție, este A plus B, A plus 1, pardon, pe lângă B plus 1, minus 1. Desigur, acum rezolvarea acestui exercițiu depinde de imaginația fiecăruia. Noi vom căuta să alegem un exemplu cât mai simplu, pentru ca rezolvarea să fie cât mai simplă. Vom alege, ne dă posibilitatea și gradul de libertate, însă și cerința, printr-un procedeu oarecare. Iată, considerăm A egal cu radical din 2 și B egal cu minus radical din 2. Intuim faptul că produsul ne va conduce la un număr rațional. De la acest exemplu rezultă că, iată, să scriem radical din 2 plus 1 pe lângă minus radical din 2 plus 1, vom scrie 1 minus radical din 2, minus 1 este egal în continuare, egal cu, să scriem și așa, 1 plus radical din 2 pe lângă 1 minus radical din 2, ca să vă declar formula de calcul prescurtat, produsul sumei prin diferență A plus B pe lângă A minus B. Aplicăm această formulă, este 1 la pătrat minus radical din 2 la pătrat minus 1. Egal mai departe, 1 minus 2 minus 1 este egal cu, iată, cu minus 2. Minus 2, într-adevăr, aparține lui Q. Deci A egal cu radical din 2, B egal cu minus radical din 2, numere, bineînțeles, iraționale, aparținând lui R minus Q, numere iraționale, a căror compunere conduce la minus 2, care este un număr rațional. Și în felul acesta răspundem și cerinței de la 7. Continuăm cu exercițiul 8. Să se rezolve în R ecuația x operat cu x operat cu x egal cu 7. Deci, exercițiul 8, rescriem ecuația. Aceasta va fi echivalentă cu, vom folosi proprietatea asociativitate. Alegem în felul acesta să realizăm operația. Egal cu 7. Egal mai departe. Și acum aplicăm legea de compoziție în forma a doua, x plus 1 pe lângă y plus 1 minus 1, în care prima parte la noi este x plus x, x operat cu x. Deci vom avea echivalent mai departe cu x operat cu x plus 1 pe lângă x plus 1 minus 1 egal cu 7. Mai departe, explicităm x operat cu x, care înseamnă, și folosim paranteza dreaptă, x plus 1 pe lângă x plus 1 minus 1 și plus 1. Închidem paranteza dreaptă, pe lângă x plus 1 minus 1 egal cu 7, vom scrie egal cu 1 plus 7. Echivalent. X plus 1 pe lângă x plus 1, minus 1 cu 1 se reduc, pe lângă x plus 1 egal cu 8. Mai departe, sesizăm faptul că avem x plus 1 totul la puterea 3 egal cu 8, adică cu 2 la puterea 3. De aici rezultă singura valoare care e ridicată la puterea 3 dă 2 la 3, bazele trebuie să fie egale, x plus 1 egal cu 2. Și de aici rezultă x este egal cu 2 minus 1, rezultă x egal cu 1. Deci soluția, am lucrat în R, soluția este mulțimea formată din elementul 1.
Și în felul acesta am rezolvat și exercițiul sau cerința de la 8. Mai departe, exercițiul numărul 9. Să se calculeze minus 2020 operat cu minus 2019 și așa mai departe operat cu 0. Pentru aceasta vom face mai întâi următoarea observație urmărind legea de compoziție. X operat cu Y egal cu X plus 1 pe lângă Y plus 1 egal cu minus 1. Forma aceasta a legii de compoziție sugerează faptul că dacă X sau Y este minus 1, rezultatul este în permanență 0 minus 1 egal cu minus 1. Așadar, observația noastră este următoarea. Dacă avem X operat cu minus 1, conform legii de compoziție avem X plus 1 pe lângă minus 1 plus 1, a doua parte, plus 1, minus 1, egal cu, având în vedere că a doua paranteză este 0, rezultatul este 0 minus 1 egal cu minus 1 și asta se întâmplă oricare ar fi X aparținând lui R. Deci, încă o dată să scriem, X operat cu minus 1 este egal cu minus 1 independent de X, oricare X, cum spuneam, aparținând lui R. Și acum, având în vedere această observație, să ne apucăm de proprietatea noastră. Da? Această proprietate, deci, sau această expresie, da? Va deveni în felul acesta o expresie ușor de calculat dacă punem în evidență posibilitatea de a aplica proprietatea anunțată mai sus, X operat cu minus 1 egal cu minus 1. Expresia dată este minus 2020 operat cu minus 2019 operat cu și așa mai departe operat cu 0. Dar vom scrie mai întâi minus 2 operat cu minus 1, scriem și penultimul și antepenultimul dintre factorii acestei compuneri, operat cu 0. Egal mai departe. Esențial pentru noi este acest minus 1. Iată de aceea, pentru a ne și justifica răspunsul pe care îl vom da, vom scrie mai întâi că este egal cu, profitând de faptul că legea de compoziție este atât asociativă cât și comutativă, se poate scrie și sub forma aceasta. Minus 2020 operat cu minus 2019, încercăm să fim cât mai riguroși aici, operat cu și așa mai departe, operat cu minus 2 și operat cu 0. Adică ce am făcut? L-am exclus pe minus 1 și îl trecem la urmă. Minus operat în continuare cu minus 1. Vom nota, pentru o redactare cât mai corectă acest exercițiu, operarea acestor factori conduce la un element alfa, număr real. Deci, iată, asta conduce la alfa operat cu minus 1. Ori pe baza proprietății pe care să notăm noi aici cu 1, deci rezultă pe baza lui 1, care ne spune că X operat cu minus 1 egal cu minus 1, oricare ar fi X din R, deci și alfa este un număr real, alfa operat cu minus 1, iată, este egal, deci rezultă că alfa operat cu minus 1 este egal cu minus 1, oricare ar fi alfa număr real. Deci și pentru alfa, astfel ales. În felul acesta, expresia noastră este egală, iată, cu minus 1. Și în felul acesta am dat o rezolvare și pentru cerința de la punctul 9.